Gazmetan joacă mâine la Craiova în căutarea celei de-a cincea victorii din acest sezon. Liderii autoritari în România, jucătorii lui Ovidiu Teleabă, vor întâlni o formație care a pierdut o singură partidă în actuala ediție de campionat în primele patru etape. Gaziștii întâlnesc în deplasare Sport Club Municipal Universitatea Craiova, o formație cu un început bun de campionat. Cu toate că pornesc din postura de favoriți, jucătorii lui Ovidiu Teleabă vor trata partida cu maximă seriozitate, conștienți că doar așa își pot apropia victoria. În primul rând că jucăm în deplasare, părerea mea Craiova este o echipă mai bună decât Miercurea Ciuc și va fi un meci extrem de dificil, extrem de dificil. Vreau să spun, noi am jucat, o să jucăm sâmbătă al treilea meci în 6 zile. De aceea am rulat astăzi aproape toți jucătorii, le-am dat la fiecare minute suficiente ca să fie în formă, dar nici să nu fie foarte obosiți. Gazmetan întâlnește Sport Club Municipal Universitatea Craiova mâine seară de la ora 19.